Într-o recentă conferință de presă desfășurată la Deva, europarlamentarul PPE-UDMR de Hunedoara, Iuliu Winkler, a vorbit despre situația internațională actuală. Europarlamentarul hunedorean a subliniat faptul că ne aflăm încă din toamna anului trecut într-o criză energetică acută care s-a intensificat odată cu declanșarea conflictului armat din Ucraina. Iuliu Winkler a mai precizat că Uniunea Europeană la ora actuală depinde mult de Rusia din punct de vedere energetic și trebuie luate măsuri eficiente pentru a se ieși din această situație. Vedem că ne aflăm deja după 3 săptămâni de conflict și fără niciun semn concret al încetării conflictului armat din Ucraina, care este un conflict ilegitim, este o acțiune ilegitimă a Rusiei, așa cum ea a fost taxată în toate organismele și organizațiile internaționale. Vedem că pe acele fenomene economice negative, în primul rând în domeniul prețurilor la energie, care existau deja de anul trecut, din luna septembrie-octombrie și în România și în întreaga Uniunea Europeană, se suprapun efectele războiului. Uniunea Europeană suferă în primul rând de o dependență extrem de ridicată de importurile de energie din Rusia, de aceea trebuie să facem față la provocările care vor urma în perioada următoare de a reduce această dependență. Europarlamentarul PPE-UDMR a spus că trebuie încă de pe acum să ne gândim la iarna viitoare, lucru ce implică asigurarea unui stoc important de gaze naturale. În acest context, Iuliu Winkler a prezentat și măsurile propuse de Comisia Europeană, dând și variantele de alimentare cu gaz. Comisia Europeană a publicat un plan de măsuri compus din două părți importante. În primul rând, trebuie să ne ocupăm de iarna care vine. În acest sens, trebuie să avem rezervele de gaze naturale, capacitățile de rezervă de gaze naturale umplute până la 90% până în octombrie anul curent. Aceste rezerve se pot obține din resurse, din surse diversificate, nu surse rusești, și anume gaz natural lichefiat din Statele Unite, din Qatar, livrări directe prin conductă din Africa de Nord, din Norvegia, din alte resurse. În condițiile crizei actuale, România își va schimba optica în ceea ce privește politica energetică. Astfel, conform lui Iuliu Winkler, în România, începând cu 1 aprilie, se va trece la un amplu program de eficientizare energetică a imobilelor de locuit și a clădirilor publice, dar și de trecere la un transport local cu autobuze electrice. Comisia Europeană, și acesta este a doua parte a pachetului, se referă la intensificarea eforturilor pentru energie regenerabilă, eficiență energetică, renovarea clădirilor. În acest sens este semnificativ că și la noi în România, ministrul dezvoltării, Ceca Otilă, a anunțat proiectele în domeniul eficienței energetice, care pornesc deja de la 1 aprilie, îmbunătățirea eficienței energetice la clădiri de locuit, la blocuri de locuințe, dar și la clădiri publice, și electrificarea transportului în public, transportului școlar, motiv pentru care sau obiectiv pentru care se vor achiziționa vehicule electrice și se vor monta stații de încărcare. Hunedoreanul Iuliu Winkler este vicepreședinte al Comisiei pentru Comerț Internațional din Parlamentul European.